Salutare la toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Băi, oameni buni, am vrut să fac acest episod, bine, în mod normal nu l-aș fi făcut acum, ca să zic așa, adică aș fi făcut un episod de Brawl Stars, dar pentru mai târziu, ca să zic așa. Dar am văzut la videoclipul în care am câștigat cele două legendare că au fost foarte multe controverse, adică vezi, doamne, că am hack, că am luat cu ăstea legendarele cu hack, sau că e fake, că de fapt stai un pic că nu mai are legendarele după. Bă, oameni buni, să ne înțelegem, ăsta mi-e contul, Zeuseb, eu am 2000, apropo, stați un pic, că mi-ați mai zis și să-mi mut ăsta ca să puteți să vedeți și asta am făcut acum. Am 2300 de trofee, nu e foarte mult, nu e nici foarte puțin, dar ia să deschidem și ăștia dacă tot suntem la capitolul ăsta. Oh, bun. Băi, ăștia nici nu știu, cred că mi le iau pe Crow. Nu e cel mai bun Crow, dar îmi place mie. Deci nu e cel mai bun, dar îmi place mie. Așa că o să-l facem de Power 5. Sigur, cum să nu. Otle, ia uitați-i, oameni buni. Crow, Leon. Power 5 Crow, Power 3 Leon. Atât am reușit să-i fac până acum. Rank 14 amândoi. Ăsta un pic mai mult decât ăsta. Aș vrea să-l fac rank 15 astăzi. Suntem singuri, apropo, pentru că vreau să joc și niște solo showdown. N-am jucat niciodată. Nu e mapa perfectă pentru Crow sau ăstea, dar e mai ok decât altele. Și da, mi-au zis că, vezi, doamne, că nu, că de fapt nu mai apar după. Să vă explic cum a fost treaba. Eu aveam 24 sau 23 de cutii, nu mai știu sigur când am început. Din cauza asta am zis, bă, hai să fac 25 de cutii ca să deschid totul la 25 de cutii. Am făcut 25 de cutii în timp ce filmam. Și după, la sfârșit, am zis, bă, hai să fac ăsta, începutul, practic, cu brawl box-urile deschise, ca după, dacă îmi pică ceva, exact asta m-am gândit, dacă îmi pică ceva să nu zică lumea că e clickbait sau prostii din astea, că nu stau să se uite până la sfârșit, că nu au de unde să știe, dacă văd la început că nu începe cu ăsta, cu deschisul cutiilor, ca să zic așa, pentru că de obicei așa se începe ăsta, dacă vrei să deschizi cutiile și etc., să nu zică lumea că e clickbait. Deci, asta este singura chestie. După am mai băgat un match în care am jucat cu Crow la sfârșit. Da, deci nu e hack, nu e ăsta fake, nu e, nu știu, mi-au mai zis câteva chestii, dar chiar nu mai țin minte. Dar majoritatea asta au zis că am luat un hack ceva și că e fake videoclipul, motiv pentru care am și strâns destul de multe dislike-uri. Bine, cred că mai sunt și oameni frustrați care au dat dislike efectiv pentru că, uite, ăsta i-a picat și mie, nu? Dar asta e partea a doua. Hai să deschidem și ăsta, că poate cine știe ce ne mai pică. Nu mă aștept la campioni momentan, dar măcar ceva power pe nebunaticii mei pe care vreau să-i upgradez, adică Leon și Crow momentan. Ăștia aș vrea să-i duc cel mai mult, că sunt legendarele. Ia uite, încă o dată pe Crow, încă o dată pe Crow și niște ăsta gemuri. Da, deci se pare că nu mai avem niciun bulan. Ar fi fost chiar culmea, așa cum spuneam. Dar de... Nu pot să spui niciodată, știți? Dinamiche și niște gemuri. Băi, 40 de gemuri, cine știe, poate o să, dacă doriți voi, o să mai intrăm, să mai luăm și noi, poate cine știe ce vreo ofertă de pe aici. Încă nu m-am hotărât, dar este posibil. Și aș vrea să-l testăm, că mi-au zis mulți că n-am jucat cu Crow. Bine, am jucat episodul trecut, dar am jucat la 2. Așa că o să mă bag un pic la un solo showdown. Sigur. Hai, da, să vedem. Băi, este mult mai nasol pe calculator, v-am mai spus eu vouă. Nu e cine știe ce Crow pe mapa asta, dar să vedem, sper că... De obicei eu pe Crow nu dau auto-aim. Rare ori dau auto-aim. Sau dau auto-aim doar că știu că e bine să dau auto-aim. Dacă nu, cam ăsta, pun ținta singurel, ca să zic așa. Ceea ce mi-e destul de dificil de pe calculator, dar să sperăm că o să mă descurc. Ia vine, băi, urcule încoa. Profesional. Nu ești profesional deloc, băi, băiatul. E nasol roboțelul ăla, că dacă a pus ținta pe tine robotul, ăla ești. Poți să-ți iei adio de la piață, că nu prea mai scap de el. Eu am și speed și de-abia. Ia să vedem, băi, sincer, dacă aș reuși acum să-l aduc, da, nu, că e scârbă ăsta. Dă-i drumul de aici, nenorocitule. Crow infect. Asta nu e bine. Mi-a furat la power-ul. Dar să sperăm măcar că nu mă omoară, dacă tot mi-a furat power-ul. Ne pregătim să dăm pe ultă. Că de... Băi, și...
Era bine, îi făcusem bine lui Bull ăla. Măcar am scos încă unul. După level, după ăsta, de fapt, cam de la, da, de pe la 5, brawleri îți permit să devii un pic mai agresiv, ca să zic așa. Că până atunci e mai nasolitar. Ia să vedem să o batem pe asta repede. Nu aveam neapărat nevoie de... Bă, ce face asta? Nu aveam neapărat nevoie de ultă, dar am zis că dacă îmi bag aia un basic și mi-l prinde nasol, după o să fie greuț. A, da, sunt mort aici. Sunt mort aici sau nu sunt mort aici? Ba da, sunt mort. Ba nu, taci. Damn, boys. Da, mă urmărește ăsta, mă urmărește orangutanul, n-am ce să-i fac. Mai încerc un pic. A, îmi dă și după el. Na, tăceați un pic. Că nu e totul pierdut, oameni buni. Nu e totul pierdut. E 3 sferturi din el pierdut. Ia să vedem. Ala mă nimerește și cu mai multe. E nasol că a pus target pe mine. A pus pe mine ținta asta, roboțelul. Și exact cum spuneam. Acum mai ia și mai bate-te cu el. N-am nici cea mai mică șansă, sincer. Și faza e că îmi dă și auto-aim-ul ăla de rahat. N-am ce să fac, dar măcar am luat locul 2. E ok, oameni buni. Este ok. A pus ținta robotul pe mine și nu mai aveam multa. Dacă aveam multa, puteam să sar în spate și să pună ținta robotul pe el. V-am spus, dar mai ales la sfârșit când e cerculețul mic, ăla fuge în continuu, e clar. Deci n-o să poți să reușești să scapi de roboțel. Dacă a pus robotul targetul pe tine și nu ai ultă nimic, adio viață, v-am mai spus eu odată. Dar oricum, 6 trofee, locul 2, este foarte bine. Momentan n-avem nici rang foarte mare, rang 14 după cum ați văzut. Sper că l-aducem la 15 în episodul ăsta. Și nici nu știu, asta zic, măi, e destul de greu dacă nu bagi deloc nicio ofertă, să nu iei absolut nimic. E destul de dificil, adică crești, dar crești mai greu, ca să zic așa. Trebuie să joci mult mai mult. Pentru că tu degeaba joci bine, să zicem, nu zic neapărat că joc eu bine, dar degeaba joci bine dacă nu ai absolut nimic. Deci e degeaba dacă n-ai power pe caractere. Bine, eu am decât 2200 pentru că am rang mare pe cei pe care joc rang mare. 15, 14, 15 pe acolo. Și asta se face că e AFK. Am rang mare măricior pe cei care joc și pe cei care nu joc, pe care nu joc, n-am rang mai deloc. Bă, dar asta e AFK pe bune, mă. Că zic că se face că e AFK decât. L-am rotat pe bolangiu. Dar nici n-aș vrea să vină robotul. Nici nu știu ce să zic. E nasol pe Crow că nu prea dă el cine știe ce damage așa, brut damage, ca să zic. Și mai sunt și destul de mulți bulangii în viață. M-aș întoarce tot pe unde veni. Mi-ar prinde bine ăsta 3 power, dar na. Nu vreau să... Mamă, dacă nu e nimeni aici, acum asta e al meu. Hai bă, ala e. Bun, 3 power e bun, 5 brawlers left. Ce, e tot bun. Idra. Cine-i domnul Idra? Am mai murit unul. Bun. Și mai bine. Salut. Băiatul ăla e mort. Acum. Păi se putea. Se putea. Bă, ce-ai bă, buzdilă? Ce-ai taifun? Ia uite altul. Robotul ăla e nasol. Acum. Singurul lucru care poate să... Bă, tu nu o să-ți încarci și ești nou. Hop, salut. Îmi place să mă prind asta, n-aia. Băi, încă un meci câștigat. De obicei eu mai tai la montaj pauzele astea, ca să zic, dar din moment ce nu prea aș vrea să joc mai mult solo show de unde data asta, așa cum v-am spus, nu prea cred că o să fie necesar să tai, deci să vedem. Care vine, mă, Justinel? Ce faci, băi, șuncoșul? Ești bine, ești sănătos? Na, nu trebuie să mă bag aici. Nu, că vine scârba aia, am fură și power-ul și după stau și pierd timpul degeaba. Mă duc la asta de sus, să vedem dacă reușesc să o iau. Ce bă, Justin? Așa face Crow. Că vezi bagă ulta. Într-adevăr. Ia să mai stăm un pic. Gata. Luăm și ăsta. Power-ul. Mi-e nasol, deci mi-e nasol și să verific boscheții, fraților, dacă mă credeți. Hop. Pe colt ăsta, sincer, pot să-l fac. Destul de simpluț. Dar... Ia stai mă, prietene. Stai o țără, că vreau să-ți iau eu power-ul. Exact asta și voia. Că dacă se apropia de aia, nu puteam să-i mai iau eu power-ul. Vreau să... n-am nimerit-o. Îmi place că poison-ul ăsta se încarcă destul la ultimată. De asta vreau să-i prind acolo măcar un basic 2. Oh, bun, e perfect.
Fetița mea nu prea mai e unde să te duci. Nu înțeleg de ce nu o luași prin partea aia. Că-ți vine bulu acum și te prinde. Eu era să mă bată pe asta. Salut, bulișor. O să ia la 3 power. N-am ce să-i fac, sincer. Sau nu prea am ce să-i fac. Timon și Pumba. Ce faci, băi, Timon? Ești bine, ești sănătos? Aș vrea să te omor, mă lași? Nu cred că ai încotro, că vin noi după tine. Sincer, nu cred că ai încotro, dar nici eu n-am cum să iau power-ul, din păcate. Ia, vină mă și tu, va? Măcar o să-l vedem pe prost. Bă, ce ai avut? Băiatul. Bun, bine. Oa, shit, am uitat de Leon, am uitat care e ăsta. M-am uitat care e invisible-ul. Că l-am văzut. Băi, măcar am făcut rank 15-le, așa cum ziceam. Ia vină mă, crow-ule, și tu încoa. Ești mort. Nu prea știu să se ferească băiatul. Nu, chiar dacă e stins, da, nu contează. Și mă enervează pentru că de, v-am zis de ăsta, verifica boschie și toate nebunile ăștia, ai nevoie de ăsta, de aim, frate. Să poți să dai tu aim, ca omul. Hai mă, muriți. Bă, măcar am făcut ăsta. Cra-cra! Trebuie să mai rezist un pic, nu prea m-aș băga așa, exact ce, credeam, ce spuneam, că vine scârba aia. Bine, acum vine altă scârbă, dar e problema a doua. Bău, șalut, frumosule, ce faci? E cam mort băiețelul ăla. Mamă, și eu sunt cam mort, dacă nu fug. Dar și chiar dacă fug, mama a luat ăla tot power-ul, băga-mi aș picioare și nu pot să-l urmăresc acolo. N-am nici cea mai mică șansă să-l urmăresc acolo. Pe bântuit. Și acum o să mă bată prostul, exact ce spuneam. A, eram sigur! Dacă apucam să mă duc după ăsta, scăpam. Da, a fost greșeala mea, n-am ce să comentez, a fost greșeala mea. Am scăpat un pic acolo, măcar am ieșit pe 4 sau pe 5, nici nu știu. Deci e foarte enervant de pe calculator, vă rog să mă credeți. Și pe telefon mă enervează că am ecranul spart, dar și nu prea mă asculte el cum trebuie, dar măcar pe telefon știu o treabă, frate, știu că pot să dau și eu aim. Că mă deranjează mai mult pe partea stângă, pe partea cu mișcatul. La aim, mai puțin. Și pe telefon e foarte nasol că îmi transpiră degetele, fraților. Îmi transpiră degetele și din cauza asta nu prea... uite, scârbana. Da. Și acum n-am decât să fug. N-am decât să fug. Că scârba infectă. Ia mă, na. Vrei să-ți încarci și tu? Ia de încarcă-ți, na. Încarcă-ți, mă, bulangiule. Hai, mai încarcă-ți. Vreau să fac ulta. Se pare că momentan ăla e. Fug că dacă nu vine robotul pe mine. Da, perfect. Am scăpat de el. Vreau să mai moară câțiva fraieri aici. De obicei mie nu-mi place, frate, să aștept. Nu-mi place, nu sunt genul care să stea ca gheiu, vorba aia, și să-i bat alții pe ăștia. Nu-mi place, dar pe unele mape și cu anumiți ăștia n-ai ce face. Deci cu ăștia trebuie să-i spamezi pe fraieri, să faci și tu ulta ca să ai o cale de scăpare în cazul în care te prind ăștia la colț. Cum e ăla acum, dacă aș avea ulta, aș putea să fug de acolo. Degeaba l-o mor, o să-l omor cu poisonul, dar nu pot să iau power-ul, asta e clar. Se pare că s-a dus bântuitul ăsta, ceea ce nu e un lucru rău pentru mine. E un lucru chiar destul de ok. Pentru că ar putea să moară băiatul. Hai mă, mori! Ăla e. Voiam să iau eu power-ul, dar a venit bulu celălalt, logic. Așa se face. Și ăla chiar are ceva power, are 7, dar măcar mai sunt 4 brawlers. Bă, unde e ăsta ultimul? Interesant. Vreau să-l întâlnesc pe ultimul. Ah, uitați-l. E tot un bull. 3 bulli. Bravo, băieții. Ăsta e ok. Bam, bam, bam. Ăsta o să încerce să-și bage ultimul. Să-și bage, pardon. Să-și bagă ultima ta. E clar. Fug un pic. Dar tot eu o să mor. Da, mi-a ieșit din nou mouse-ul. Băga mi-aș picioarele și îl băteam pe ăsta. Bine, 1v1 cel puțin. Dar oricum, 3, locul 3. Am vrut măcar să iau 4, aia era ideea. Dar scârba aia a venit tot după mine. Să iau 2, pardon, locul. Faza e că cu Crow chiar e super nasol, frate, să te prindă ăsta roboțelul. Mai ales că n-aveam ultima dacă doar ce-o dădusem să fug. Dar e ok, asta e, nu mai știu pe cât e și că se omoră și puțin, mă enervează, deci câteodată, exact cum vă zis, să-i stau cache. Eu, de exemplu, acum să stau acolo, în boschetul ăla, să stau așa până se termină, până vine zona la mine și după să continui. Ce joc e ăla, frate? Sau timurile, iar la fel nu suport timurile. Nu îmi place să fac timp de nicio culoare, mi se pare cea mai mare porcărie. Ia uite, o te-le ia robotul.
Iar îmi iese ăsta, băga-mi aș picioarele. Au, oh, bun, m-a lăsat robotul pe mine. Fugi. Oh, salut. Ce faci, băi, primosule? Da, sau vorba lui Justinel, mai sunt de ăștia de fapt primei la două, frate. Cât de gay să fii. Sincer, aha. Deci pe ăla, deci dacă, eu nu înțeleg chestia asta. Dacă ești în boschezi, pe tine nu te lasă. Ăla dacă se face invizibil, dispare din range-ul robotului. Pe asta chiar că nu înțeleg. Păi stai, frate, un pic. Ori suntem nenorociți, ori nu mai suntem. Stai un pic, că-l văzui pe Leon ăla acolo și mi-e frică de el, sincer. Nu știu, sper că nu e nimeni prea aici prin boscheței. Uitați-vă, și acum n-am, decât să fac, n-am ce să fac decât să mă bag cu scârba asta de robot. Chiar n-am nicio șansă altă. Nicio altă șansă. Hai, mă. Îl bat și mor. Că vine căcatul ăsta de Leon. Îl bat și mor. Da, n-am avut timp. Oricum, e nasol de cu mouse-ul până-l dau eu iar înapoi. Locul 4. Băi, momentan încă câștig pe locul 4. Dar dacă aș avea rang mai mare, s-ar putea... Cred că pe 4 nu e nimic, a? Sau e 1. 1. Aie, bă, măcar nu pierzi. Aia e ideea. Momentan nu prea am pierdut. Chiar nu prea am pierdut mai deloc. Gen, pierdut la modul că... Să-mi scadă trofee sau să-mi scadă multe. Cred că pierd eu singură dată. Nu pot să-l țin aici, că... Ba, de fapt aici pot. Dar după mă enervează la ultă când e. Da, bă, stai că ar fi și asta o idee. Nu e Justinel prost degeaba. Așa m-ar ajuta un pic. Unde nu m-am gândit la chestia asta? Am uitat că nu trebuie neapărat să ții click-ul pe... Ia mă, ia și tu un pic de poison. Da, normal că ăsta e scârbos. Și mă refer la caracter. Nu, mă referam la caracter. Ce faci, bă, te duci tu cu el, tu ești bântuit. A, te omoară poison, pa. Yo, salut, domnule Bull, ce faci? Vrei să fim prieteni? Dă-i drumul de aici, că eu nu fac timp. Trebuie să fii nenorocit, bă, și după ce? Faci timp și după îl trădezi pe ăla. Păi, ce e asta? Mie nu-mi place să trădezi, fraților. Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Ori ne batem cu toți, ori nu ne mai batem deloc. Așa, pe principiu ăsta merg. Aoleu, scârbo. Bine, bărem că nu fu altul, că intram în el. A, vrei timp? Imediat stai, ce-ai? Ești nebun la cap. Toți vrei timp, da! De alta, dar fug că apare, fug în primul rând că apare robotul și în al doilea rând că n-aveam ce să-i facă lui ea. Și plus că putea să dea asta de peste zi de mine. Știu, îl văzui. Mamă, ce băi, ești nebun cu damage-i dă bulul ăla, ești nebun la cap! What? 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 Ah, trecut de jumătate am apei, mă, și miram. Îmi începuse să mi se miște... Uită-te și tu, frate! Ciudățel. Nu știu ce să facem cu bula asta. E scârbos. Nu, nu, nu! Ulta vieții, vere, că nu-mi pune click-ul pe ea! Bă, deci nu suport asta, nu suport la calculator, frate! Pe telefon ca pe telefon, măcar ai degetele acolo aproape și chestii, da, pe calculator. Deci îl băteam pe la acolo. Mi se... apăs click-ul exact cum apăsam pe imagine pe aici. Apăs click-ul... Bine, voi nu vedeți click-ul dacă nu mă înșel, a? Sau s-ar putea să mi-l vedeți. Apăs pe ăsta și nu îmi dă cu basic-ul. Nu știu de ce. Bă, dar chiar nu prea trebuia să vadă click-ul. Cred că am dat eu pe... A, am dat display capture 3-ul. Cred că trebuia să dau kill display capture 2-ul. Display... Pe ăsta n-am să ascundă cursorul. Că se vede urât cursorul acolo. Bine, cred că în situația asta ajută un pic, dar... Ca să vedeți unde țineam click-ul, dar nu știu, chiar nu știu, mie cel puțin așa mi se păru. Ori pentru că țineam eu degetul ăsta, mouse-ul mai sus decât îl țineam de obicei, ori nu știu. Hai să facem și noi ulta măcar, pe ăsta, pe Frankie. Hai bă, Frankie, lasă-mă să fac și eu ulta pe tine. Uite, deci le dai haras, așa se zice. Că zic că ea sunt timări, mă, și miram, uite na timări, știi? Dar se pare că nu. Bă, aia ce face, mă, aia, și-o încarcă viață. Fata mea, n-ai voie. Cro-cro-a! Își încărca viața după și avea... Mea, n-avea cine știe ce power. Ăștia-s timări? Da, timări, normal. Ce, ești nebun? De ce nu? Bravo, băieții, bravo. A, dacă nu voi bate eu cu tot cu team-ul vostru, treaba voastră. Treaba voastră. Da, bine, trebuie să fug acum. Că dacă nu fug, mă prinde ăsta. Da, mi se face ulta din poisonul ăla. Ceea ce e super. Ce nu e super e faptul că ăia sunt timări. What? Uitați și voi, deci n-am vrut să bag ulta acolo. N-am vrut să bag, normal că n-am vrut să bag ulta. Vreau să dau cu click-ul să... Deci e enervant, frate, pentru că nu...
Nu pot să fiu atent la, la click-ul ăsta. Nu, n-am de unde să știu unde mi-e click-ul, mă înțelegeți? E destul de dificil. Pentru că tu când dai... Ia, uitați la ce mă refer. Tu când dai, ia uitați, că mi se vede cursorul. Dai așa în jos și tu te duci în jos, te duci în dreapta, nu îți dai seama cât de mult te duci, că n-ai nevoie să dai foarte mult. Dar e mult mai, dacă dai din exterior, ai mult mai mare ăsta, cum se numește, cum îi zice mă, acuaritețea. Câteodată mi se plimbă limba în gură. Da. Băi, am filmat destul de mult, 24 de minute, o să trebuiască să punem capăt, nu știu, dacă nu, s-ar putea să mai scot eu vreun meci, dacă... Că e cam lung. Dar să vedem, încă nu sunt sigur. Bă, și au micșorat range-ul ăsta, frate, l-au făcut mil ăstuia. Trebuie să-i dea sabie, frate. Bă, nu e chiar atât de mic, exagerez eu, da. Hai, fă-l. Mori? Tu ce vrei, fata mea? Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, că nu vreau să mă bag cu tine încă. Bine, vreau, dar nu foarte mult. Hai, da, fetiță. Fetiță. Vrei să-ți dăm câteva basic-uri, așa, frumos? De control, exact. Basic-uri de control. Tu ce faci, Frank? Bă, cu tine nu mă bag, că n-am viață momentan. Sper că n-ai ulta. O, lele, e și Leon în partea aia. Mamă, se face robotul, poza. Fuga. Fuga buga. Gata, nu m-a luat pe mine. Stau totuși destul de departe pentru un moment, că nu știu cât de departe e ăla. Băgaia mea și picioarele. Leon ăla măcar rupe dacă are ulta. Dacă are ulta și ajunge lângă mine și o are, da. Exact, vorba lui Justin, chiar o are. Da, sunt mort. Da, și normal că mi-e și să iar asta. Băi, oameni buni, cam asta a fost pentru episodul de astăzi. Am crescut câteva. S-a învârtit după ce m-am omorât, să fie sănătos. Am făcut rang 15. V-am arătat că nu este absolut niciun hack. O să cred că o să mai tai un episod sau un meci sau două, pentru că sunt mult, 26 de minute aproape de filmare, e destul de mult, nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. Vă mulțumesc frumos că ați urmărit episodul de astăzi și noi o să ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!